Salutare toată lumea, numele meu este Răzvan și bine v-am găsit la un nou episod de Încercăm dulciuri din diferite țări. Astăzi, după cum vedeți, încercăm aceste dulciuri din America. Dacă v-ați uitat, am mai făcut două părți din dulciuri din Italia, dulciuri din Malaezia și Coreea de Sud și cam atât, dar astăzi din America. Pentru că o cunoștință s-a dus acolo. Și mi-a dat și mie bomboanele astea. Bine, sunt deschise că trebuie să ia și ei, că n-am. Dădea mie toate bomboanele fără să gust. Ok, să vedem. Jujuble. A fat-free candy. O să ne engleză pe acolo sugurii. Ce mai zice pe aici? Oh, dear. Dude, nu trebuie deschis de aici, de aici se deschide. Uite, vedeți? Open deschide. O să zic în română pentru cei care nu știți engleză, după cum vedeți, ca să nu ziceți că mint și sunt în România, nu sunt din România, scrie numai în engleză americană. Hai să încercăm o chestie de asta. După cum vedeți aici, pe cutie e una cu portocale, cu lămâie, cu căpșună, asta mă nu știu cu ce e. Violet. Asta verde cu lime. Hai să o luăm una să vedem care e treaba. Bine, eu am mai mâncat. Astea au gust de plastic, sincer. Cam gust de plastic, nu știu. Am luat... Hai să le luăm pe toate. Pe astea două. Acum trebuie să vă vedeți. Una move. Una de asta. Ce mai avem nevoie de ce am de asta, o de asta, de asta așa. Și mai trebuie asta portocalie. Nu. Asta e verde. Să se iau mai multe, să văd dacă apuc vreuna. Bine. Asta cred că e portocalie, nu? Oh, da, doar una. Rune. Deci sunt una, două, trei, patru, cinci. Deci, după cum vedeți, sunt aici pe masă. Cred că se văd până aici. Da, sunt toate. Hai să încercăm pasta, mă. Are gust foarte ciudat. Să rămâne între dinți, nu știu ce. Stare asta nu prea are gust. Are un gust ciudat și toate dărăciile astea au 100 de calorii. Trece 100 de calorii. Ei, mi-a rămas între dinți. Orice de așa te îndepărăm, am să-mi iau apă de el. Deci, senzația asta e atât de nasoală. Hai că după video ăsta, sigur, ajungem la stomatolog dacă e ceva. Asta roșie. Asta are gust, are gust de un fel de, nu știu, e ciudat, că n-am mai gustat, n-am mai avut gustul ăsta vreodată. Să facem o chestie. Deci, uite, o să iau aroma și o să le scuip în chiuvetă pentru că rămân între dinți și sunt super nasoale când rămân între dinți. Hai să vedem următoarea drăcie, de asta. Asta galbenă. Păi cum e cea mai bună e aia roz. Roz, roșie.
sta chiar are gustul la mâine și amară așa. Bine, e cu... E cu lămâie. Asta violet, nu știu cu ce e. Mamă, ce bune asta. Vă bun noroc. E forță. Ok, să vedem altărea drăcie. Asta portocalie. Deci aia roșie era cu cireașă sălbatică. Aia galbenă era cu lămâie și asta e cu... Nu scrie cu ce e. Nici asta n-are gust. Minte de aur. N-are absolut niciun gust. Se simte o aromă ceva așa. Da, asta nu e bună. Și ultima drăcie, asta verde. Doamne, să fie bună. Asta e cu lime. Asta da gust. Mamă, ce bună e asta. Băi, bună rău asta. Chiar e bună. Drăcie asta. Din partea mea, asta are locul întâi. Deci ca să facem un clasament așa la Juju Belzasea. Să zic... Cred că o să zic asta verde prima, pe locul 2 aia cu lemon și pe locul 3 aia cu Wells Sherry, adică pe culoare. Ele și sestrălu dacă e. Mama mi-a dat mare alergie Juju Bells. Deci... Da, o să zic... Juju Bells astea... Păi, dacă 3 mi-au plăcut și 2 au fost foarte slabe, o să-i dau nota 7. Pentru că oricum nu sunt foarte bune. Dar măcar au un gust, știți? Dacă e ceva mai și stomacul, că chiar să-i mansele. Fine, următoare, hai să vedem asta afară din cadrul canal. Starbucks. Eu, îl țin invers. Cred. Nu? Așa e bine. Starbucks astea. Băi, deci am luat una cu lămâie. E foarte bun. Foarte bun, astea sunt mult mai mult decât bune decât să știu eu cu persoana astea. Îmi vreau să facem la final, să puțin. Alo! Ce-ai făcut, Bobiț? Nu mai sunt dale cu lămâie, dude. Wait! Oh, no. Oh, nu. Fuck. Fuck. Băi, dar le-am cam... Îmi zic că toate astea cu lămâie. Mai avem doar cu portocală, cu wild cherry din asta și ceva roz, sau bonam și asta. Este, chiar nu mai e nici una cu lemon. Ia să vedem cu ce sunt astea roz. Asta e cu strawberry, cu căpșună. Cu lămâie. Hai să vedem, ala bala porto, stai. Nu se vede. Ala bala porto... Stai. Wait. Ala bala portocala. Cine mi-a mâncat? Ba, na, na. Ok, jeruram cu portocală. Sincer, mie când eram mai mic, îmi plăceau chestiile cu portocală, dar acum îmi plac mult mai mult alea cu lămâie. În rest, nu-mi place cu căpșună, nu-mi place cu nimic.
Mamă, de ce am... Mă, un miros super ciudat. Un miros așa de cașcaval, într-un fel, nu știu, dacă ați putea mirosi și voi. Ia să vedem. Sunt caramele astea, apropo. Mare gust bun. E și puțin amară. E amară tare, nu. Am și apă lângă mine, nu facem reclamă la Dorna, ca să știți. Nici la asta nu facem reclamă. Poate dacă ne sponsorizează Jujubel și ăstea Starbucks. Deci că e Starbucks. Caramelele astea se mișcă foarte greu, deci revin când o să termin eu de mâncat caramel. Adică dacă nu mi-a luat și jumătate de oră să mestec o drăcie de asta. Și acum m-am făcut și varză pe mâini cu de zahăr. Are foarte mult zahăr chestia asta. Deci, trebuie să iasă un pic să citim ce... Set fat. Fibre, carbohidrați, sodiu. Are 25 de grame de zahăr. Bine, nu e foarte mult, e o linguriță și jumate, cam așa. Dar pentru atât de puține bomboane, cred că este destul de mult. Nu știu, la american aici, cum e zice, sunt zic ca și pasta cu căpșuna. Sau cu ce e asta? Cu... cireașa. La american dulciurile, bine, cred că te obișnuiești după ceva timp dacă ești român și te duci în America și stai un an, doi acolo, te obișnuiești cu dulciurile, sigur. Da, pentru că se mănâncă foarte greu dulciurile, nu știu de ce, dar în Coreea de Sud și în Malaezia le-am mâncat foarte repede, pare. Maxim jumătate de oră, toate 6-7 pungi. Da, dacă mi-ai zice, 12 erau gata. Oh. Deci asta are exact gust de... de... Deci nu știu dacă mai știți copii. Dacă aveți peste 8 ani, s-ar putea să vă mai amintiți de dulciurile alea pline de zahăr. Bă, da, pline. Pline... Era numai zahăr pe ele. Și arătau ca o cireașă. Băi, și mie nu-mi plăcea gustul. Băi, exact aceleași gustare. Ca o de-aia, nu știu dacă mai știți copiii peste 8 ani. 9, 10, cam așa. 10, cred. Mamă. Deci gustul ăsta... Nu știu, mi s-a umplut creierul de amintiri că... Am băgat asta în gură. Da, deci... Uai, ce gustare, dude. Pe loc cu unul portocala. Bine, de ce lămâia? Pentru că lămâia e mult mai bună decât asta. Dar să facem un top cu ce avem. Portocala, pe loc cu doi, asta deocamdată. Să vedem cum e căpșuna. Da, adică e super slabă. Doamne, ești la telefonul, mai merge bine. Ok, ultima. Și după terminăm cu chestia asta. Piciorul. Până acum, cum se numesc, mă, astea? Jubiza astea. Mai nevoie bine. Jubiza astea sunt mai bune. Până acum.
Azerbaijan, doar asta cu portocale mi-a plăcut. Cred că locul nu va avea Juju Bis. Au atât de mult zahăr chestiile astea încât cade creier. M-a luat un somn așa, că am mai mâncat și o înghețată cu ciocolată și un corn cu ciocolată, nu știu, îmi băga prea multă cu ciocolată și zahăr. Bă, frate, deci toate miros exact la fel, la cașcavan. Trebuie să mai bem puțin apă. Trei, doi, unu și... Mam. Uai, ce... Băi, chestia asta e un gust. Nu mă, ce nasol e gustul ăsta. Ah. Oh my days, ok, asta a fost cea mai nasoală care am mâncat în episodul ăsta. Oh, ok, curge, oh fuck. Oh my, oh my Jesus, mi se, băi, mi se fac, mi se fac o răbdare de asta. Ok, deci, cred că cam asta a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe, share și deci m-am dat bine tot. Share și un follow pe Instagram, aveți contul meu în descriere. Dacă vreți să mai facem, să încercăm dulciuri din diferite țări, nu uitați de ce v-am zis mai devreme. Și da, noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!